Agenția Națională de Meteorologie a emis marți 28 iulie o avertizare meteo de caniculă pentru intervalul 29-30 iulie. În această perioadă, valul de căldură se va intensifica în regiunile sudice și estice, unde va fi instituit cod galben. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Aerul respirat de Giurgiuveni va deveni insuportabil. Giurgiu, alături de alte 5 județe și capitala, se află sub incidența codului portocaliu de caniculă. În acest interval se vor atinge temperaturi maxime de 38-39 de grade, iar joi 30 iulie, izolat, se vor înregistra valori în jurul a 40 de grade și pe arii extinse disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. În aceste zone se va institui cod portocaliu. Potrivit biroului de presă al prefecturii Giurgiu, în județul nostru măsurile privind caniculă au fost luate imediat ce s-a instituit codul portocaliu. Având în vedere această situație, prin semnătura prefectului în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a fost transmis o adresă către toate comitetele locale de situații de urgență în atenția domnilor primari în calitatea lor de președinți ai acestor comitete, prin care li s-a adus la cunoștință despre această atenționare meteorologică de cod portocaliu și li s-au reamintit principalele măsuri pe care trebuie să le adopte la nivel local. De asemenea, în această perioadă a fost instituit serviciul de permanență la toate unitățile administrativ-teritoriale. În această perioadă, președinții comitetelor de urgență au obligația să amenajeze puncte de prim ajutor, să activeze planul de restricții dacă este nevoie, să intensifice acțiunile cu caracter preventiv, să informeze populația cu privire la folosirea focului în preajma vegetației uscate.